Salutare și bine ați revenit la un nou material video despre bulelii în construcție. Vorbim în continuare de etanșeitate și despre cum poate să făse o casă prin toate părțile ei. Ați văzut în episoadele trecute cu ochii voștri prin fum, cum ajunge aerul să iasă peste tot de la prize, acoperiș fundații și așa mai departe. Ați văzut în celălalt episod care este relația dintre uh, probleme mari de tanșeitate și transferul de umiditate și cum combinația asta de aer și cu apă e la fel ca și cherosenul și aerul în camera de combustie și poate să fie explozive pentru o casă. Iar de data asta vorbim un pic mai tehnic despre care este impactul problemelor de etanșeitate în costurile facturitare de încălzire. Un nou material video făcut alături de Vlacioban în care în prima parte vorbim de probleme și în a doua parte de câteva mii soluții și chestii tehnice. Așa că dacă te interesează acest subiect, play mai departe la acest video. Hai să vedem care este impactul etanșeității în performanța energetică a casei sau impactul lipsei de etanșeitate în uh, performanța energetică a casei și ce vedem aici vedem clasele de performanță energetică, așa cum le știm noi după certificatul de performanță energetică A, B, C, D, E și F care sunt diferențiate în funcție de cantitatea de energie totală necesară pentru a încălzi sau a răci casa. Aici vorbim exclusiv de energia de încălzire sau răcire. Uite, vedem la clasa A de performanță energetică că am avea nevoie de 90 de kWh pe fiecare metru pătrat util per an. Vedem la clasele, clasa F cam 350 de kWh pe metru pătrat pe an și vedem în standard de casă pasivă că am avea nevoie doar de 15 kWh pe metru pătrat pe an. Aici o chestie foarte simplă, vă puteți uita pe factura de gaz, și când vedeți acolo că plătiți kilovatul, ăla care îl plătiți la factura de gaz, ăla e. E de aici. Da. E acel kilovat care îl vedem aici, și dacă ai o casă de 100 de metri pătrați, înmulțește valoarea de aici cu suprafața casei tale și poți să ți dai seama câți kilograme oră din gaz, pentru că aici mă refer foarte mult pe gaz, pentru că foarte multă lume se încălzește cu gaz, este cea mai accesibilă și utilizată sursă de energie în România. Uh, respectiv cât gaz ai consumat ca să-ți aduci casa la pragul de confort? Adică la 20 de grade, pentru că Această, această normare, aceste valori Sunt considerate la 20 de grade temperatura uh -huh. interioară Dacă tu vrei 24, atunci consumul îți crește Cumva e ca la mașini Mașina este normată, 5 litri de combustibil la 100 de km La 100 de km pe oră Mă rog, la 100 de km, în ipoteza în care mergi cu 100 de km pe oră Dacă calci pedala și mergi cu 180 Consumul mașinii crește la 7% sau 8%, sau de mm -hmm. foarte mult de mașină. Nu? Sau urci în pantă, sau exact. Deja, când da. adaugi greutate mașinii, sau adaugi tot felul de chestii casei, sau nu ții cont de grămadă de lucruri, consumul crește. Și cum am văzut și până acum, acești kilowați se pot schimba instant dacă adii vântul și, să zicem, planifici o casă în zona asta și foarte ușor să ajungi în zona asta doar pentru că nu s-au ținut cont de o serie de uh, detalii mărunțele. Cum spuneam... Deci, dacă, dacă în episodul trecut am văzut de problemele efective și cum se văd, cum le putem vedea, acum vorbim de problema etanșității din punct de vedere măsurabil, cuantificabil și uh -huh. cum se transpune în consum energetic al casei. Da. Exact. Vă spuneam în episodul anterior că echipamentul Blower poate măsura câte schimburi pe oră să petrec necontrolat prin toate găurile, prin toate neetanșările. El le măsoară pentru că el știe, data ce îi introduci volumul de aer în magazinat al casii, cu suprafeții, cu o serie de parametri, el știe cât, câți metri cub de aer se plimbă prin acel ventilator prin acel echipament și atunci ați zice două schimburi, trei schimburi, cinci schimburi, zece schimburi și în funcție de schimburile astea, astea când le introduci în, în, special în PHPP, îți spune câți kilovați ajunge să aibă casa sau clădirea în funcție de valoarea măsurată reală în teren. Și atunci este un grafic preluat cu legat de gradul de etanșare, acele schimburi pe oră, raportat la necesarul de căldură, kilowatts, ăștia care îi discutam anterior. Deci, e foarte... Adică, adică, da, stai un pic să 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 zicem despre schimbul de aer pe oră și mm -hmm. să ne gândim, de exemplu, că avem o casă de 100 de metri pătrați la care înălțimea de nivel medie, nu? E de 2,50 metri. Mm -hmm. Aia înseamnă că această casă are în interior 250 de metri cubi uh... 2,5 25 200 da această casă ar avea în interior 250 de metri cubi de aer pe care noi trebuie să-i încălzim adică pentru care centrala merge ca să se țină uh -huh. la 20 de grade dacă casa are un schimb orar de aer în mod necontrolat aia înseamnă că cei 250 de metri cubi de aer din casă i-am dat afară cu totul la 20 de grade și am băgat în casă aer am băgat 250 de metri cub de aer proaspăt la minus 10 grade cât o fi afară, pe care centrala trebuie să se încălzească din nou. Uh -huh. Deci, un schimb orar înseamnă uh, faptul că într-o oră tu ți-ai schimbat tot aerul din casă. Exact. Uh, ce te faci când, uh, la un schimb când n-ai sistem de ventilații, E ok, știi? Na, e acceptabil chiar și din institut pentru case low energy reabilitări. Standardul e sub 0,6 schimburi la casa pasivă. Ideal e să cobori cât mai jos, să nu ai deloc schimburi. Dar ce te faci când până acum ai făcut, nu știu, zeci de teste și statistic vorbind toate, adică cele care s-au făcut așa de izbeliști, spiste 3 schimburi, 5 schimburi pe oră. Deci tu Atunci din, din Vlad, tu din marea majoritatea testurilor făcute de tine, care ai strâns aici deja niște informații reale din piața din România, tu, da. din aceste teste, ai văzut că în, în România gradul de tanșeitate al caselor e pe la un 3. Mhm, uh -huh. între 3 și 5 cele mai multe, și sunt o serie care depășesc 5. Cel mai bine mult? este între 3 și 5 schimburi orale. Da. Adică, a, hai să ne întoarcem un pic la exercițiu, și anume, această casă de 250 de metri cubi, dacă ar avea un grad de tanșeitate de 3, ar însemna că în acea casă, într-o singură oră, se schimbă 750. 750 de metri cubi de aer. Necontrolat, adică nu cam am deschis geamul. Asta trebuie să ne dea Nu faptul să plimbă nu aerul. Fapt. Uh -huh. De fiecare dată când adi vântul cu 30 km/h, schimbă constant de, de 3 ori. Încălzești de 3, uh, timp de o oră, tu îți încălzești de 3 ore are același aer. Asta e. Uh -huh. Și atunci e clar că ajungi, în loc să ai casa asta care e planificată, e proiectată, ajungi să o ai pe asta pentru acele. din cauza celor greșeli. Uh, da, cel mai mult uh, am fost la o casă de asta, chertată Din bârne. Da, uh, 20 de schimburi pe oră. Wow, mi-au povestit wow, wow, wow. că. mi-au zis că. Uh, efectiv, nu știu, tot timpul stau pe medicamente, pe, îi doare capul, îi trage curentul, dar rău, sunt bolnăvesc. Îi... Era, nu era de bârne neapărat, era din astea lem, chertat, vată, de 10, pus o folie, nu știu cum eu fi pus-o ceva, yeah. și un lambriu pe interior, a da, sufla ca la lehâna, au. Din păcate. Da, pentru că pe acolo, prin, prin, fiecare bârnă, da. lemnul, mă rog, lemnul nu poți să-l face taș când îl se îmbină, plus că el mai na, lucrează. Da, lucrează, nu. No. lucrează. Aha. Ce e mai interesant că aparatul îți generează și cât centimetri pătrați, păi suma tuturor găurelilor. Și ai, după caz, la unii ai dita mai fereastra, nu știu cum e aici, aici la 50 de pascal mi zicea că are 1300 de centimetri pătrați, adică un 30, 35 pe 40, o, echivalentul unei ferestre toate găurelele puse cap la cap, toate liniuțe, toate zonele neeta și puse cap la cap care îți formează, uh, nu știu, la unii o fereastră imensă care stă non-stop deschisă. Deci asta e, la unii la o casă pasivă e un pic mai mare decât cam așa trebuie să fie, nu? Cam atât la o casă pasivă <laughs> și cam atât la o casă normală. Da, cam așa e. La, la deci la măsurătoarea asta, suma tuturor găurilor adunate ar însemna o gaură totală de 40-35 cm. Da, aici e echivalentul asta, la altă casă. Asta nu mai țin minte cât dar... Da, asta așa era. O casă... Ce, normală. am uitat să mai spunem e că în momentul în care se face acest de, test de presurizare, se pune, se pun o serie de senzori în interior și în exterior și practic ceea ce se citește aici ca instrumentare și ca măsurare e, ține cont de senzorii puși în interior și în exterior. Asta cred că am uitat să menționăm și în episodul trecut și să reiterăm acum faptul că sunt măsurători pe re, reale, pe bune, adică este ca și cum te duci și pui, te duci cu mașina la service, nu? și tu poți să afli care este presiunea în anvelopă. Așadar, gradul ăsta de tanșitate al casei, definit ca N50 sau Q50, există mai multe variante, care este definit și în România, în, în normativele din România, în C107, de exemplu, ne arată foarte clar de câte ori se schimbă în mod necontrolat volumul de aer dintr-o casă într-o oră. Cu cât acest, această valoare este mai mare, cu atât pierde mai mult aer în mod necontrolat și implicit căldura înmagazinată în, în, în acest aer. Și dacă în episodul trecut am vorbit foarte mult de fenomen în sine și despre ce probleme poate să cauzeze în general pe anvelopa clădirii, acum hai să vă arăt un pic care este impactul direct economic în lipsa de a unei clădiri. Pentru că cu cât acest coeficient este mai mare, cu atât pierdem categorii mai mult aer și pierdem și energie în sine. Dar uite, de exemplu, dacă folosim un sistem de ventilație cu recuperare de căldură și avem un grad foarte mare de permeabilitatea al casei, adică dacă aerul intră și iese pe unde vrea el, atunci acest sistem de ventilație, care la rândul lui costă și care este gândit să ne ofere anumiți parametri de confort, nu va mai funcționa corect, pentru că tu vii și aspiri aer din casă, nu prin duzele de aspirație, să, să tragi, dar odată cu chestia asta faci și o mică depresurizare, prin care aerul de afară vine și el prin toate infiltrațiile casei. Motiv pentru care îți descentrează foarte clar balanța asta între aer absorbit de sistem și aer adus de sistem, pentru că între cele două debite trebuie să fie o diferență totală de maxim 6% ca sistemul să fie eficient. Altfel începe foarte mult să-și din randament sau din eficiență. Și pe de altă parte mai vin și probleme de confort, pentru că dacă tu stai lângă un geam, nu știu, ai dormi cu capul spre o fereastră care fâsie din toate încheieturile, nu? ai senzația de aer rece permanent și... No. Nu este confortabil. Dar hai să vedem un pic impactul efectiv în cifre și valori, diagrame și formule, așa cum noi, inginerilor, ne plac, despre cantitatea efectivă de energie pe care o pierzi. Dacă vă aduceți aminte, am făcut acea analiză de costuri uh, ale unei structuri de, de casă, unei construcții, în care am luat această casă și am analizat-o în patru variante de constructive, cărămidă, beton, zidărie, uh, BCA și blocuri ceramice, timber frame, metal și CLT și în două clase de performanță energetică, clasa minimă de bun simț care zic că ar trebui atinsă în România, respectiv echivalentă unui consum energetic de 50 kWh pe metru pătrat, și standard de casă pasivă care înseamnă performanță energetică dusă la extrem, adică tot ce poți să stoși la nivel de energie dintr-o astfel de casă. Dacă nu ați văzut episoadele acestea, sunt postate într-un playlist aferent, cât mă, costă structura, cât mă costă o casă, șase episoade în care am analizat și am spart în bucăți toate costurile în 2019 ale unei astfel de case. Relând această casă la care vă arăt acum modelul de calcul pentru PHP, pentru analiza de eficiență energetică Passive House Planning Package, adică tot ceea ce vedeți aici cu roșu este doar anvelopa termică, exportate în Mega XL ul de calcul, în care în această variantă suntem foarte aproape cu casa la standard de casă pasivă. Asta este una dintre variantele intermediare de calcul. Vedem că în forma în care este proiectată casa acum am avea un consum energetic de 18 kW. Dar stai așa, că până să mergem acolo, ne uităm un pic pe balanța energetică. Despre balanța energetică în sine am vorbit într-un alt material video, îl regăsește aici. Dar hai să facem o mică recapitulare ca să ne dăm seama ce înseamnă acest lucru? Pentru că noi ne putem da seama bucățică cu bucățică pe fiecare zonă prin care casa pierde energie. Și ceea ce vedem acum aici pe monitor, ce vă arăt eu, pentru această casă în mod aplicat, vedem diagrama de pierderi pe de o parte și de aporturi pe de cealaltă parte. Adică, să zicem așa, în dreapta la aporturi este salariul și venitul tău și toți banii pe care îi poți face și în stânga sunt tot pe ce cheltui tu bani. Ca să ne raportăm și hai să facem un alt exercițiu de imaginație, hai să convertim cifrele astea care înseamnă kWh oră pe metru pătrat an, hai să le convertim direct în euro, că poate așa ne-ar fi mai ușor. Așadar, în stânga văd că uh, pierd 15 euro prin pereți, pierd 1,6 euro uh, prin contactul casei cu terenul, pierd aproape 5,9 euro prin acoperiș, pierd 4,4 euro prin fundații, pierd 23 de euro prin ferestre și mai pierd încă 7 euro prin ventilații mai trebuie tre să plătesc factura de încălzire 14,6 euro, mai am 11,5 euro eventuale negocieri, adică astea sunt aporturile interne de căldură, eventuale negocieri și discounturi pe care reușesc să mi le fac cu furnizorii care îmi dau căldură, de exemplu, și mai văd că mai câștig 37 de euro gratuit de la soare, adică ca și cum soarele pompează mine cu bani, hai să zicem că în fiecare an ai câștiga la nu știu, diverse jocuri de noroc, încă 37 de euro și nu trebuie să-ți bați capul, că așa cum o veniți, o și dus. Na, și acum, deci asta este balanta energetică. În stânga văd cât pierd, în dreapta trebuie să echilibrez cântarul ca să văd cât câștig. Și ne ducem un pic, atenție, suntem în standard de casă pasivă, aia înseamnă că asta este o casă foarte eficientă, adică cei, vedem aici, 14,6 kw pe pe an, consum foarte, foarte mic. Și mergem la partea de ventilație, unde la ventilație este deja gândit un sistem de ventilație cu recuperare de căldură în acest caz, dar mai vedem ceva, vedem unde putem să introducem acest această cifră, această valoare N50, adică gradul de tanșitate sau de permeabilitate al casei, în acest caz este ca, definit ca și schimburi orare, ținând cont de diferența de presiune de 50 de pascal. Atenție! Pentru că asta apoi se convertește în sine în schimbul efectiv actual prin infiltrații, printr-o serie de, de calculuri. Să nu uităm, acest calcul este făcut ținând cont că ar bate un vânt foarte puternic pe fațadă și atunci avem cazul extrem. Și de la 0,6, cât este standardul de casă pasivă uzual, clasic, Hai să mergem la 3 ca cifră, pentru că am zice, bă, este conform, în conformitate cu uh, prevederile normativelor române sau, nu știu, e o casă, asta în continuare este o casă bine făcută, care e la 3. Nu are, nu are probleme chiar atât de mari. Are o serie de probleme atât de mari. Și din 3 mergem înapoi la încălzire și vedem că de la 7 kW, hai, cât am pierdut prin ventilație, pierdem 20. Adică de la 14,8 kWh pe metru pătrat pe, an, am ajuns la un consum energetic de 25 de kWh pe metru pătrat pe an, adică mi a uh, mi-a crescut cu 50%. Și chiar dacă ai băgat cele mai bune tâmpări, chiar dacă ți-ai luat termoizolație foarte bună și foarte groasă, de exemplu, nu sunt nu neapărat că sunt degeaba. Uh, dar nu mai lucrează atât de bine întreg sistemul, pentru că toată casa asta este un sistem. Mergem înapoi la ventilație. Înlocuim coeficientul cu 1 și vedem din nou cum de la 14,8 sunt la 16,3. Coeficientul ăsta egal cu 1 înseamnă că în fiecare oră, în condiții extreme, eu pot să pierd tot volumul integral de aer încălzit din casă. Asta este un exercițiu un pic mai tehnic, dar vreau să vă arăt în, în, în toată gândirea asta a unei case ca unei mașini. Ca apropo, chiar hai să facem o mică comparație, că atunci când se fabrică o mașină, indiferent de brand, de producător, că este local, că este top, că este din America, că este mașină pe diesel sau electrică, nici unul dintre producători nu ia tot mormanul de piese și-l aruncă sub capotă și zice, ok, s-a făcut motor și o să meargă. Nu? Fiecare bucățică de acolo este atent gândită, inginerită și apoi prelucrată, rafinată și regândită și optimizată. Și întrebarea mea este, nu ar fi normal să facem la fel și cu casele? Adică nu doar să aruncăm materiale pe case și să vedem efectiv care e legătura între fiecare material, bucățică, șurub, cui, scoci, tencuială pe care o putem în casă, să o putem să o vedem ca la o mașină. Nu am avea nevoie de același grad de asigurare și de certitudine când folosim o casă care este în sine o mașină. Din punctul meu de vedere, cam așa ar trebui privite construcțiile și clădirile și Cam de aceea facem ceea ce facem aici pe șoflete.ro, unde eu sunt fața și vocea unei echipe de oameni care uh, vor să vă arate diverse soluții și metode prin care voi puteți să construiți mai bine, pentru că să nu uităm modul în care folosim și construim, modul în care construim și folosim clădirile ne afectează în mod direct calitatea vieții noastre și implicit starea noastră de sănătate fizică, mentală și așa mai departe, respectiv buna noastră dezvoltare. Vă mulțumesc că ați vizionat și că ați avut răbdare și în acest material tehnic și ne mai vedem în următoarele materiale pe blog. Dacă nu ați apucat să le revedeți, până acum sunt peste 100 și ceva de videori făcute pentru voi. Salutare tuturor, ne revedem la materialul video următor.